A te documenta pentru o monografie înseamnă a construi un pod între trecut și viitor. Dar o monografie este întotdeauna o lucrare perfectibilă ce rămâne deschisă pentru a fi completată și revizuită. Povestea comunei Gârcina poate începe așa. Amplasată la 8 km de municipiul Piatra Neamț, de-a lungul albii râului Cueșdiu, începând de la o altitudine de 450 de metri în punctul Slatina și până la 520 de metri în punctul Runcu, Gârcina se mândrește cu un cadru natural mirific și oameni vrednici, o comunitate închegată, aflată în plină dezvoltare. Prima atestare documentară a ținutului se face în anul 1415, la 12 iulie, cu numele Oprișani. În acele timpuri, domnitorul Alexandru cel Bun făcea danie mănăstirii Bistrița, satul Opriș. Satul Cueșdiu, care etimologic înseamnă pietros, apare în documente în 1602, fiind populat pentru prima dată de familii venite din Ardeal. Cel de-al treilea sat, Almaș, este atestat documentar din 1435. Situat în partea de sud-est a munților Sânișoarei, la zona de contact cu subcarpații Moldovei, zona geografică a comunei este formată din culmile sudice ale munților Sânișoarei, dealul și pârâul Cueșdiu. Pe acest pârâu s-a format lacul Cueșdel. Deși mai puțin cunoscut decât lacul Roșu sau lacul Dracului, lacul Cueșdel este cel mai mare lac de baraj natural din țară. Cu o vechime admirabilă și o raritate aparte, lacul Cueșdel este de o frumusețe mirifică. Așezat în inima pădurii, într-un peisaj sălbatic, lacul Cueșdel este cel mai mare lac de baraj natural din Europa, având o suprafață de aproximativ 150 de hectare și o adâncime medie de 10 metri, un volum de apă de 1 milion de metri cubi aflat în continuă creștere. Grație formei sale, este numit și lacul Crucii, iar cei care încă nu au descoperit această gură de rai vor fi plăcut impresionați de frumusețea deosebită a peisajului, de caracteristicile geomorfologice și limnologice, datorită cărora în anul 2004 a fost declarat rezervație naturală. Pe lista monumentelor istorice din județul Neamț se numără și două obiective din comuna Gârcina, văzute ca monumente de interes local și clasificate ca monumente de arhitectură. Mănăstirea Almaș, din satul Almaș, ansamblu ce cuprinde Biserica Duminica Tuturor Sfinților, ctitorită în 1821, și casele monahale, și Biserica Pogorârea Sfântului Duh, ctitorită în 1668, de pe strada principală din satul Gârcina. Una dintre cele mai vechi biserici din zonă este cea din satul Gârcina, lăcaș de cult, ctitorit de preotul Petrache Ștefănescu, tatăl marelui episcop Melchisedec Ștefănescu, împreună cu credincioșii satului. Construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, biserica ce poartă hramul, Pogorârea Sfântului Duh, a rezistat cât se poate de bine până în zilele noastre. Cu o muncă extraordinară și depunerea unui considerabil efort, s-a reușit, în anul 1808, să se termine construcția bisericii în formă de cruce cu turn clopotniță deasupra intrării. În anul 1981 s-a tencuit biserica în praf de piatră și s-a acoperit cu tablă zincată, iar în anul 1997 s-au înlocuit ușile cu altele noi, sculptate în stejar. Un loc aparte, cu peisaje și picturi nemaipomenit de frumoase și vechi, o mănăstire mai puțin cunoscută, aflată pe teritoriul comunei Gârcina, este mănăstirea Peștera. Situată în sud-estul comunei, lăcașul de cult a fost înființat în 1993, mai întâi ca schit, apoi ridicat în anul 2002 la rang de mănăstire. În această atmosferă iconografică, viața liturgică și pastorală se desfășoară neîntrerupt cu participarea credincioșilor de pretutindeni. Cea mai importantă personalitate născută pe plaiul gârcinene este fără îndoială venerabilul episcop Melchisedec al Romanului, unul dintre cei mai luminați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din a doua jumătate a secolului XIX. Originar din comuna Gârcina, județul Neamț, tânărul Mihail, după numele de botez, era cel dintâi născut din cei 11 copii ai preotului Petrache și ai prăzbiterei Anastasia Ștefănescu. Tatăl său a fost un bun preot și un adevărat slujitor al Bisericii lui Hristos. El a păstorit parohia Gârcina timp de 50 de ani. Primind o educație spirituală aleasă, tânărul Mihail a intrat în viața monahală primind numele de Melchisedec, apoi a fost hirotonit ierodiacon. Fiind dăruit de Dumnezeu cu multă înțelepciune și cu o viață duhovnicească exemplară, episcopul Melchisedec a devenit un fiu al comunei, văzut ca un reper al spiritualității. O altă figură marcantă a zonei este și sportiva Iulia Negură, dublă campioană mondială la alergare pe șosea. Născută la 26 ianuarie 1967, a intrat în lumea sportului încă de la 10 ani. Cu mai bine de 20 de ani de activitate și cu 37 de selecții în echipa națională de atletism, Iulia Negură poartă o salbă de medalii
de aur, argint și bronz, câștigate la juniori și seniori, demnă de toată admirația. Înțelepciunea trecutului spune că cine nu își cunoaște istoria și nu își respectă înaintașii, nu va ști să își construiască viitorul. În memoria ostașilor căzuți pe frontul de luptă pentru apărarea țării, locuitorii comunei Gârcina au ridicat două monumente. Pe unul dintre ele, dedicat luptătorilor din primul război mondial, este scris: în amintirea eroilor din comuna Gârcina morți în războiul 1916-1919 pentru întregirea neamului. Pentru eroii celui mai mare conflict militar pe care l-a cunoscut omenirea, pe frontispiciul monumentului din curtea bisericii Gârcina stă scris: glorie, în amintirea eroilor căzuți pe câmpul de luptă din cel de-al doilea război mondial, 1941-1945. Nu există comunitate care să nu aibă valori de păstrat, dar dincolo de ceea ce prezintă o monografie, de la teritoriu, oameni, stil de viață și tradiții specifice, monografia este o lucrare dedicată generațiilor viitoare.